Cel puțin 10 sensuri giratorii vor apărea în capitală. Rondurile vor fi amenajate pe parcursul acestei luni în cele mai aglomerate intersecții din oraș. Pentru început, totul va fi doar un experiment. Potrivit primarului Dorin Chirtoacă, inițiativa are drept scop fluidizarea traficului rutier și reducerea numărului de accidente. Un sens giratoriu va fi amenajat pe strada Calea Orheiului, intersecție cu strada Studenților. Dacă experimentul va avea succes, atunci șoferii nu vor mai pierde ore în șir în trafic. Trebuie. De ce? Se fac accidente multe aici. Permanent ambuteaj, una alta, eu cred că n-ar fi rău să fim. Nu stai la semafor atâta timp. Намного облегчает развязку транспорта. Потому что неправильно отрегулированы светофоры. Постоянно транспорт скапливается для прохождения. Pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt vor apărea două sensuri giratorii. Unul va fi amenajat la intersecție cu strada Ciuflea. Semafoarele vor dispărea și la intersecție cu strada Ismail. Ronduri vor fi amenajate și pe strada Pușkin la intersecția cu strada Albișoara, dar și pe strada Uzinelor, la intersecția cu strada Voluntarilor. Și pe drumurile din suburbii vor apărea sensuri giratorii noi. Printre acestea se numără șoseaua Balcani, la intrare în localitatea Dumbrava, strada Ion Pelivan, intersecția cu strada Tudor Vladimirescu. Când ar fi așa ambuteaj aici, e bine, de ce nu? Будет проблема. Будет проблема, будет узко. Здесь три полосы. Заходит в одну полосу или в две. Это будет проблема, будут пробки. Potrivit autorităților capitalei, lucrările de amenajare a rondurilor vor începe în câteva zile. Pe din martie deja, cum nu mai avem temperaturi scăzute ca să nu fie risc de accident, deci începem montarea balizilor. Planul urmează să fie coordonat și cu Inspectoratul Național de Patrulare.